Noua investiție Kaufland de la Cluj, cel de-al patrulea magazin din Cluj și cel de-al 126-lea magazin la nivel național, este construit, după cum bine ați văzut, pe două niveluri. Asta diferențiază față de multe magazine Kaufland din țară. Respectiv, la nivelul 0 avem parcarea acoperită, cu un număr de aproximativ de 200 de locuri de parcare. Și la etaj suntem în suprafața de vânzare, unde ne aflăm și acum. Pe de altă parte, magazinul este înconjurat de un panou verde, să-i spunem așa, de plante cățărătoare. Și probabil că în scurt timp acestea vor acoperi întreaga înălțime a magazinului, având astfel un aspect exterior extrem de verde. Suprafața de vânzare este de aproximativ 2800 de metri pătrați, din cei aproximativ 5000 de metri pătrați disponibili pentru toate suprafețele necesare desfășurării activității. Avem cele mai atractive raioane, după cum puteți vedea, cel de legume fructe. O noutate este raionul de pește proaspăt. Este deocamdată primul din Cluj-Napoca, primul raion de pește proaspăt. Și bineînțeles, cel mai important este că venim în întâmpinarea clienților și în proximitatea lor. Au fost create aproximativ 70 de noi locuri de muncă, ceea ce ne bucură într-un mod evident, pentru faptul că, apropiindu-ne de societate, nu suntem doar un partener, ci suntem practic și un angajator atractiv, cât și posibilitatea ca familiile angajaților să beneficieze de aceste condiții de care se bucură angajații noștri. Kaufland oferă în principal producătorilor locali șansa de a fi prezenți pe rafturile sale, nu numai din Cluj, ci la întreaga rețea națională. Este de altfel o strategie pe care o adoptăm în dezvoltarea sortimentului pe care îl avem. În momentul de față, peste 50% din întregul sortiment este de producție locală sau regională, așa cum se poate vedea în spatele meu. Iar ceea ce vă mai pot spune, că în proporție de peste 70%, furnizorii lui Kaufland sunt de origine română și aici mă refer nu doar la bunurile pe care le comercializăm, ci și de la serviciile pe care le primim și de care beneficiem din partea furnizorilor. Există posibilitatea ca un producător român să devină furnizor Kaufland la nivel internațional și, dacă ați menționat de Ardeal, pot să vă spun că deja, chiar din Ardeal, există un producător de paste și vorbim aici de o specialitate de paste pentru cei cu nevoi speciale, gluten free, care a devenit din furnizor național pentru Kaufland un furnizor internațional pentru întreaga rețea de magazine Kaufland din toate cele 7 țări. Kaufland se implică în comunitate într-un mod foarte, foarte prezent. Am spune că investim în comunități și în societate aproximativ 6 milioane de euro pe an prin diverse proiecte axate pe 4 direcții principale, respectiv educație, sănătate, sport și cultură. Și urmărim îndeaproape aceste linii în care credem că e nevoie să fim implicați, nu doar din punct de vedere social, ci atât mai mult din punct de vedere financiar, bineînțeles.